Orice prezență în casa Domnului este o ocazie de a-L binecuvânta pe Domnul și frățietatea. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că ne-am mântuit, ne-am frățit. Aici pe pământ ne adunăm la un orar pe care l-am convenit după cum putem, dar așteptăm Sfânta Lui Împărăție când să fim totdeauna cu Domnul. Haideți, în vederea acestui scop, să ne cercetăm și prin lecția din această seară, care este o întrebare, ca și cele de până aici, spiritual sau senzual? Spiritualitatea este starea prin care este controlată de mintea luminată de Duhul Sfânt întreaga ființă umană, toate funcțiile, în plan sufletesc și fizic, în limitele și scopul pentru care am fost creați. Senzualitatea este exact opusul. Incapacitatea exercitării controlului minții raționale asupra trupului, sub presiunea simțurilor, sub pasiunea dominantă a plăcerilor trupești, sau, altfel spus, desfătarea simțurilor sexuale proprii și provocarea pofticioasă a altora. Să ne cercetăm așadar cine stăpânește ființa noastră, Duhul sau trupul căzut ca victimă a viciilor, a senzualității. În 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1, apostolul făcea referire la modul în care ar trebui să gândim și apoi să controlăm întregul trup. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, aici se referă în primul rând la Domnul, dar în egală măsură la unirea noastră cu El, potrivit cu ceea ce scrie în versetul 2. Pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. A trăit după voia lui Dumnezeu înseamnă a fi spiritual, a trăi după pofte înseamnă a fi senzual. Ajunge, scrie versetul 3, că în trecut ați făcut voia oamenilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții. Observați, primele pe listă sunt stările prin care omul pierde controlul trupului. În ospeții, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Să citim și din Roman, capitolul 1, pentru a vedea starea umanității, ceea ce se întâmplă în jurul nostru și este vizibil la orice pas. Trăim într-o societate care a pierdut controlul și nici nu declară că își dorește să revină în spiritualitate. Roman, capitolul 1, citim de la versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Versetul 26. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi. Și tocmai și asta e tematica acestor lecții. Virtuții sau vicii? A fi spiritual este o virtute sfântă, a fi senzual este un viciu, care, așa cum aminteam, este promovat în societatea zilor noastre. Și în continuare scrie despre lucrurile păcătoase, scârboase, care se făceau și se fac, acum cred cu atât mai mult. Observați și lista care apare de la versetul 29, după ce scrie plin de orice fel de nelegiuire, prima pe listă este curvia. Să intrăm așadar în dezbaterea aceasta și să vedem ce înseamnă a fi spiritual sau senzual, diferența dintre una și cealaltă. Înseamnă a-ți păstra sau nu puritatea premaritală. Spun aceasta adresându-mă mai întâi celor necăsătoriți. Și adăugând că puritate înseamnă păstrarea în curăție, inclusiv a gândirii, a privirii. Pentru că, știți, Domnul arăta, și noi dacă suntem sinceri recunoaștem aceasta, cunoscându-ne ca oameni, că acest păcat se poate consuma și fără atingeri fizice. Dar
Să citim începând cu Cartea Proverbele, capitolul 6, despre curăție sau necurăție, despre spiritualitate sau senzualitate. Proverbe 6, de la versul 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inima, târne-le la gât, ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat, îți vor vorbi la deșteptare. Versul 24. Aceste sfaturi te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa ademeni de ploapele ei, căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Și versul 29 este scris că un astfel de om, partea a doua versetului, nu va rămânea nepedepsit. Deci Dumnezeu ia atitudine față de aceste stări, ba mai mult scrie în versul 32, cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, versul 33, nu va avea decât rană și rușine. Diferența este majoră între a-ți păstra puritatea și a cădea victimă necurăției. De aceea, sfatul apostolului Pavel, 2 Timotei 2,22, răsună chiar și pentru cei căsătoriți, că nu uitați, Timotei nu mai era chiar un tânăr, dar totuși nici bătrân nu era. Observați pe cei cade accentul, fugi de poftile tinereții. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Pentru că de la inimă, de la minte, pleacă toate. Așa cum aminteam și din cuvintele Domnului Iisus Hristos, când El a explicat porunca a șaptea, să nu prea curvești, citim din Matei 5. Și acum, de când cu ecranul, fie el mic, a unui telefon, fie o plasmă de metri pătrați, ispita este cu atât mai mare. 5:28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, deci oricine se lasă să pradă senzualității, poftei, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cei de afară cred că nici nu mai există tineri curați. Noi însă știm că în casa Domnului încă există. Sunt și aici care și-au păstrat și totodată unii care nu și-au păstrat fecioria. Am fost undeva la o nuntă și un frate primar care oficiase numai de curând în dimineața anunții cununia mi-a zis că a avut parte de o surpriză, că după ce s-a derulat toată procesiunea de cununie, el așa, poate sub obișnuință așa altora, a zis către cei doi, faceți acum pe față ce ați făcut pe ascuns. Cei doi s-au uitat la el și au zis, ce? Și el a zis, să vă sărutați. Și cei doi i-au zis, noi nu ne-am sărutat niciodată. Și povestea primarul, pe moment m-au blocat. Și n-am știut ce să zic, că n-am mai întâlnit asemenea situație. Fapt consumat în anul acesta. Deci sunt tineri care știu să se păstreze în spiritualitate și nu se lapsă duși de senzorii poftelor. Să îi ajute Domnul și pe cei prezenți. În al doilea rând, a fi spiritual și nu senzual înseamnă a te controla sau nu în fața provocărilor din jur. A rezista ispitei curviei, preacurviei și altor patim scârboase. Păcate pentru care cananiții, cum bine știți, au fost exterminați ca și cei din Sodoma și Gomora și cetățile din prejur. A
te păstra în spiritualitate, repet, înseamnă nu doar a te păstra tu curat, ci în a avea grijă, în a opune rezistență să nu te murdărească alții. Pentru că trăim într-o lume foarte murdară. Să ne amintim de Dina, fata lui Iacov, care a ieșit, conform Geneza 34, să vadă pe fetele țării. Și nu s-a mai întors acasă teafără. Să ne amintim de Iuda, fratele ei, Geneza 38. S-a împrietenit cu un cananit, de aici o căsătorie improvizată, apoi o altă vinovăție cu o femeie de la marginea drumului. S-a lăsat dus de pofte și unul și celălalt. Ambele situații sfârșindu-se nu fără moarte. Aminteam cazul cananiților, Levitic 18, acolo sunt versete repetate care vorbesc de oameni care își expuneau goliciunea. Nu trăim și noi într-o asemenea societate? Tragedia este că din ce în ce mai mult se descoperă trupul și în adunare. Iar când este abordat oarecum cu sfială sau poate cu greață chiar acest aspect, pentru că și casa Domnului nu-i pentru simțuri, nu confundăm adunarea cu dormitorul, unii bancă ripostează spunând, asta este Evanghelie textilă, să faci referiri la hainele femeilor. Nu faci referire în primul rând la haine, discutăm aici de spiritualitate sau pofte. Să aibă Domnul milă de noi. Iată cât de categoric este Apostolul Pavel când scrie în Coloseni, capitolul 3. De la versetul 5. De aceea omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ. Și cu ce începe? Din nou, cu poftele fizice. Poftele trupului, curvia, necurăția, patima, poftarea. Deci trebuie să fim radicali în raporturile cu aceste ispite. Avem doar sfaturi de genul fugi, omoară, pentru că altfel riscul este prea mare. Tot Apostolul Pavel vorbește și citim în 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și asta, în mod practic, el sfătuiește, versetul 4 și 5. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Noi suntem creați în așa fel încât bărbați sau femei putem conviețui împreună, slujind în adunare, lucra împreună la serviciu, mergem împreună în mijloace de transport, fără ca să fim ispitiți. Nu ne ispitim din oficiu la vedere sau chiar la atingere, dacă dai mâna cu cineva sau stă în apropierea ta. Dar trupul nostru are anumiți senzori, are scântei în ochi, pe limbă. Și dacă se umblă la aceste aspecte sensibile, se înregistrează acest proces de aprindere, prin care omul în final pierde controlul asupra propriului trup. Și alții care l-au pierdut se constituie într-o provocare pentru ceilalți. Tot ca o tensionare și încă pentru mediul creștin, scrie și Petru în a doua epistolă, capitolul 2, citesc de la versetul 18. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări. Deci momesc. De aia spuneam ideea aceasta a doua, făcea referire la a rezista provocărilor. Pe cei ce aveau scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire, le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robe stricăciunii,
căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Am auzit un caz în care un bărbat s-a pocăit cu adevărat. În urmă s-a convertit și soția lui, au trăit puțin o viață frumoasă, dar el lucrând în deplasare a căzut din nou victimă viciilor anterioare, efectului de mediu. Și a căzut treptat, poate mai rău decât era înainte, și de atunci sunt ani și nu-i recuperat nici în ziua aceasta. Pentru că ceea ce avertiza Petru atunci este o realitate ispititoare în orice vreme. Așadar, să fim atenți la noi și să fim atenți la alții. Pe alții dacă putem să-i ajutăm, dar cel puțin să nu ne mânjească ei pe noi. Cum spune Iuda, să ne ferim și de cămașa mânjită de carne. În al treilea rând, a fi spiritual sau senzual înseamnă a te căsători sau nu după criterii de apreciere sfinte. E bine cunoscut faptul că, în general, oamenii, dacă e vorba de băieți, de bărbați, apreciază o femeie frumoasă, spun ei, uitându-se la partea fizică. Ba, încă am auzit pe unii care spun, interpretând totalmente greșit versetul 1 Corinteni 15, că întâi vine ce-i firesc și apoi ce-i duhovnicesc. Dragii mei, acolo se referă la cu totul altceva, la faptul că întâi ne naștem fizic și apoi apare viața spirituală prin naștere din nou, la faptul că întâi trăim aici în plan pământesc și apoi vom trăi în trupuri cerești după înviere. Deci nu are sub nicio formă de a face acolo cu căsătoria. Dar cine vrea să se scuze, își aduce proptele din toate părțile. Când a creat Dumnezeu pe Eva, ce principiu a enunțat pentru căsătorie? Geneza 2:18. O soție care să-i se potrivească. Dar începând din Geneza 6, apare un alt principiu. Greșit. Citez. Versetul 2. Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Principiu senzual. Și și-au luat de nevestea pe acelea pe care le-au ales. După ce criterii? Fizice. Și atât. Și care a fost urmarea? Păcatul generalizat și potopul. Să ne amintim de ceea ce spunea legea. Deuteronom capitolul 7, sunt mai multe, dar mă rezum la Deuteronom 7 în privința aceasta, de la versetul 3. Să nu te încrucișezi cu poporile acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Dar de ce exista ispita ca să ia fete cananite? Scrie tot în Deuteronom. Ea știu Dumnezeu că vor merge pe criterii de frumusețe. Deuteronom 21:11. Poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Și scrie aici, mai departe, în Deuteronom 7, că ce-ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei, Domnul s-ar aprinde mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Cunoașteți evenimentele din pustie când Balaam a știut că poporul lui Dumnezeu nu poate fi bătut în luptă cu arme convenționale ce erau atunci. Și a recurs la această strategie de senzualitate. Și poporul a cedat sub ispita mâncării și a fetelor care i-au provocat pe băieții evrei. Și au murit nu puțin, conform celor scrise în Numeri 25. Inclusiv mentorul lor, Balaam, și-a văzut sfârșitul și nu s-a mai întors acasă. A dorit să moară de moartea celor neprihăniți, dar n-a avut parte de ea pentru că i-a învățat această necurăție pe cei din conducerea Moabului, a Madianului.
și i-a pus-o în practică. Să ne amintim de Samson. Cu ce a justificat el în fața părinților dorința de a se căsători cu acea filisteancă? Jucător 14 cu versetul 2. Luați-mi-o acum de nevastă. Și părinții îi spun, tot Israelul, sunt fete. Era judecător, putea să ia ce fată vroia din țară. Dar în finalul versetului 3, Samson răspunde tatălui său, ia-mi-o, căci îmi place. Senzualitate. Și s-a dovedit și mai târziu și Samson a fost victima senzualității când el de fapt a fost chemat să fie eroul spiritualității în țară pentru că a avut Duhul Dumnezeu peste el încă din copilărie. Să citim și din Noul Testament 1 Timotei capitolul 5 și să ne gândim, când este vorba de tineri sau de noi ca părinți, pe ce criterii acceptăm să se încheie o căsătorie? De spiritualitate sau de senzualitate? 1 Timotei 5, de la versetul 11. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă porunca din tâi. Mi-amintesc aici, în Betel, cu peste 15 de ani în urmă, s-a întors la Domnul o mamă împreună cu fiica ei. Mama, între timp, a trecut în veșnicie. Dar fiica ei, când a curtat-o unul din lume, s-a încurcat cu el, s-a dus din biserică. Și când am întrebat-o, mi-amintesc ce s-a întâmplat, a spus simplu că s-a îndrăgostit de acel bărbat. Și exact cum spune Pavel aici, a părăsit credința. Se botezase aici. Domnul să aibă milă de cei necăsătoriți și să-i ajute să cântărească bine și să dea valoare lucrurilor spirituale, nu celor fizice, care ține de frumusețe, de pofte. Astea niciodată nu duc la bine. Nu veți găsi în Scripturi și nici în realitatea vremii noastre, un exemplu care să combată ceea ce spune Scriptura. În al patrulea rând, odată căsătoriți, dacă suntem spirituali, ne mulțumim cu ceea ce ne oferă propria familie. În plan sentimental, fizic, sufletesc. Dacă suntem senzuali, cum zice Solomon în Proverbe 5, ne curg râurile pe piețele de obște. Și scria Solomon aici, citesc de la versetul 15, Proverbe 5, câteva versete. Bea apă din fântâna ta, ceea ce înseamnă versetul 19, fiind regostit de nevasta tinereții tale, adică de cea pe care ai ales-o. Pentru că poți să fii. Și întreabă în final, versetul 20, pentru ce fiul ai fi îndrăgostit de o străină? Are sens? A avut logică ispita lui David? Ce ai imputat în pilda rostită prin Natan Domnul? Te compar cu un bogat care avea ce să mănânce la el acasă. De ce ai furat mâncarea vecinului? Odată căsătorit, omul nu mai are nicio motivație ca să privească în afara cadrului familiei. De aceea insistă, întrebând aici în versetul 16, ce vrei să versi izvoarele afară? Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Citim și din 1 Corinteni capitolul 7, sfaturile foarte pertinente ale apostolului Pavel. I-au scris cei din Corint, acolo era mare stricăciune. Portul Corint și cetatea situată undeva mai sus, am văzut așezarea, era plină de prostituate. Fiind un loc de trafic, de
tranzit de persoane, de comerț, idolatru. Cei de acolo aveau ispite mari și s-au adresat apostolului. Pentru că, așa cum știți și din alte cuvinte scrise în Epistolele Sfântului Corintenilor, erau probleme la ei. Și iată ce le spune el, 7:2. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Și să-l aibă, nu doar de formă. Și fiecare să aibă grijă de celălalt. Femeia să-și împlinească față de... Bărbatul, nu citim mai întâi, 3. Să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Deci, țineți cont, de celălalt. Că degeaba vrea unul să fie spiritual și poate să fie. Dacă celălalt este senzual, să ține cont și să împlinească dorințele. Nu vei scădea din cota de spiritualitate servindu-ți partenerul potrivit nevoilor fizice. Pentru a-l proteja pe el până se ridică. Am întâlnit un caz în care o femeie drept cu 4-5 ani mai în vârstă decât el spunea gata, eu am terminat cu tot ce ține de familie. La care el spunea, dragă, cum să termin, că eu n-am terminat. Fiind și mai tânăr, ei, dacă tinerilor le recomandăm puritate, și Apostolul scrie aici, în versetul 9, dacă nu se pot înfrâna să căsătorească, celor căsătoriți le recomandăm să aibă grijă de ei și de partenerul de viață. Pentru că este nu doar superficial, e vinovat înaintea Domnului să nu ai grijă de celălalt. Vinovăția se împarte, cotele le stabilește Dumnezeu. Deci, să mulțumim Domnului pentru cei care avem soți, soții, să fim mulțumiți numai cu ei, să nu dăm voie la nicio șoaptă, la nicio privire, la niciun gând în afară, dar înăuntru să avem grijă să ne protejăm unul pe celălalt. Amin? Așa să fie, că asta înseamnă amin, nu? În același capitol, Apostolul mai face o mențiune în versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câte vreme trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Pentru că asta ajută ca apoi familia să poată respecta ceea ce citeam. Tot aici spre 37, dar cine a luat o hotărâre tare să nu se căsătorească și nu este nevoit. Deci trebuie să ținem cont de aceste aspecte ale slăbiciunii noastre, sau cum sunt numite în finalul versetului 5, ale nestăpânirii noastre. Pentru că altfel să nu cădem în ceea ce scrie tot Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 6, dar cea de dată la plăceri măcar că trăiește este moartă. Pentru că vicile omoară omul din punct de vedere spiritual, așa cum am citit adineaur și din versetul 11, despre cei sau cele pe care pofta le desparte de Hristos. Și un ultim aspect, înainte de a da câteva exemple, dacă în toate punctele prezentate până aici am vorbit despre diferite aspecte prin care putem să ne controlăm trupul cu funcțiile lui, înainte de căsătorie, după căsătorie, cum putem să ne protejăm pe noi, cum putem să-i ferim pe alții, vreau în ultimul rând aici să vă aduc aminte că spiritualitatea sau senzualitatea sunt evidențiate și prin controlul altor pofte ale trupului. Știți cu ce păcate începe lista faptelor firii pământești? Cu 4 păcatele trupului. Curvie, prea curvie, desfrânare, necurăție. Cu ce se încheie? Măcar că nu-i gata, că spune apostolul în final și alte lucruri. Tot cu 2 ale trupului, care? Beții și îmbuibări. Pentru că tot de senzualitate ține.
Să simți un miros de mâncare și să fii nevoit să întrebi ziua de post. Să nu poți rezista în fața unui pahar de suc sau, Doamne ferește, mai rău, în fața unui pahar de băutură. Nimeni nu va fi mai stăpân peste trupul său în probleme mai grave dacă nu se poate controla în probleme mai ușoare, cum ar fi cele legate de alimentație. Cu ce se încheie lista roadei Duhului Sfânt? Cu înfrânarea poftelor. La înfrânarea poftelor din lista roadei Duhului Sfânt intră numai cele care duc la curvie sau și cele care duc la îmbuibare? Toate. Și cele care duc la beție, cum de altfel știți, Osea 4:11, vinul, mustul și curvia iau mințile omului. Observați că sunt trecute în același verset cu același efect. Și curvia și mâncarea. Dacă omul se poate controla. Ai voie să te manifesti, ai familie, ai voie să mănânci și să bei. E normal, e vital. Dar dacă nu sunt păstrate în limite, atunci problema devine gravă. Să ne amintim de bietul Irod, care văzând o fată dansând, a promis că dă jumătate din împărăție. Și vorba cuiva, pentru câte o fată sau câte o femeie, sau unii pentru o mâncare ca Esau, dau nu jumătate din împărăție, o pierd toată. Că nu s-au putut controla. Iată de ce apostolul spunea că sub aspectul relației sale cu trupul se poartă aspru. Pe bună dreptate se spune că și cu trupul nostru trebuie să ne purtăm uneori ca și cu un prieten, alteori ca și cu un bolnav și alteori ca și cu un dușman. Și când trupul pretinde, uneori trebuie să-i spui în regim de răstignire, nu-ți dau. Se spune că un frate, ca să-și controleze pofta foarte puternică de mâncare, când își dorea o anume mâncare în mod special, o lăsa mai mult pe aragaz până se ardea de tot, nu mai avea niciun gust, zicea că să pedepsească firea pământească. Eu nu spun să faceți așa, că nu-i sănătos. Să încercăm alte metode. Nu pot să rezist fără o anumită mâncare? Sau, cum sunt unii, nu pot fără cafea? Ce e asta? Am spus eu cândva experiența unui frate care 10 zile l-a durut capul îngrozitor până când a scăpat de dominația cafelei. Apoi a spus, dacă trebuie să beau o cafea, o beau, dacă nu mai beau o lună, nu beau, nu mai mă domină. Aici este problema, ai libertate, dar dacă pune stăpânire, e mare problemă. Chiar și în viața de familie pot să apară, cum sunt amintite acele lucruri din Romani 1, care trec dincolo de limita normalului, numite acolo lucruri scârboase, tot ca o lipsă de control. Ori credem că Dumnezeu ne-a rânduit mintea și Duhul Sfânt să ne-o stăpânească pentru a ne putea controla. Amin? Ca o dovadă că toate țin de senzual sau spiritual, vă citesc din 2 Petru 2 și apoi din Iuda, sunt texte asemănătoare. Scrie aici 2 Petru 2, citim de la versetul 10, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia. Versetul 13. Își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegirea lor, fericirea lor să se trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit. Observați, n-au control nici la masă și nici la alte păcate ale trupului. Sunt legate. Aceeași idee apare în Iuda, capitolul 1, versetul 4. S-au strecurat între voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare, deci libertățile pe care le avem, ele folosesc într-un mod vinovat, trecând dincolo de libertatea căsătoriei, de libertatea consumului alimentar. Și despre ei scrie de la versetul 12, 13, sunt niște valuri care spumegă rușinile, stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Sau tot aici scrie,
foarte clar în versetul 18 și 19, cum vă spuneam și noi, constatăm asta din plin, a fost o profeție, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite, oameni total senzuali. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, deci pe care îi controlează pofta, nu ei își controlează pofta. Oamenii aceștia n-au Duhul, pentru că Duhul este cel care poate controla pe deplin mintea noastră pentru ca trupul să fie păstrat în condiții de normalitate și de lipsa vicilor și a păcatului. Să luăm câteva exemple. Și așa ca la lecțiile anterioare, o să luăm 3 negative, 3 pozitive. 3 oameni senzuali. Primul, Amnon. Descrieți, vă rog, 2 Samuel 13. Să îl urmărim puțin. De la versetul 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Observați în ce îmbracă diavolul acest păcat. În ceva ce e natural, frumos, în iubire. Da? Vom vedea că de fapt n-a fost nicio iubire, n-a fost decât o poftă. Amnon era atât de chinuit din această pricină când a căzut bolnav după sora sa Tamar, că cerea fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Cât era el de chinuit din moment ce s-a îmbolnăvit, efectiv. Prietenul lui, verișorul lui, Ionadab lui Shimea, l-a învățat o strategie păcătoasă, a pus-o în practică. Sora lui, în Vechiul Testament, știți, era altă legislație, i-a zis, citesc versetul 12, când el a provocat-o direct la păcat: nu, frate, nu mă necinsti, că nu se face așa ceva în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece dreptul Mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratul și nu se va împotrivi să fiu atac. Cu alte cuvinte, mă vrei, facem nuntă regească. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o. Versetul 15. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și i-a zis, scoală-te și du-te. A fost asta iubire? Mă întreb din nou. Nu. Poftă păcătoasă. Patimă. Știți cât a mai trăit? 2 ani. Și la o masă, știți cum a murit? Beat. Pentru că v-am spus, cine nu se poate controla la una, nu se poate controla nici la cealaltă. Degeaba a fost fiul de rege, că n-a fost demn de onoarea ce prin naștere i se oferise. S-a întâmplat cu el, cum scrie frate său Solomon, în Proverbe, capitolul 5, versetele 22 și 23. Ce rău este prins de însă și nelegiurile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare. Se va potigni din prea multa lui nebunie. Un alt exemplu. Dureros să spunem asta. Fratele lui. Solomon, înțeleptul care a știut că omul trebuie să fie spiritual, dar și-a permis să fie senzual. Aici, în capitolul 5, Solomon a dat niște sfaturi pe măsura înțelepciunii lui și le-a călcat pe măsura permisivității lui. 5 cu versetul 1. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechi la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință, căci buzele femeii străine strecoară miere. Și cerul gurii este mai alunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu 2 tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi. Carnea nu o controlăm, carnea sufere. Așa scrie și în Romani 1 și au primit o sânda în însăși trupurile lor. Și să zici, cum am putut eu să rosc certarea și cum a disprețuit inima mea
mustrarea. A greșit într-un mod mult prea vinovat pentru înțelepciunea lui. Cum? Ca fratele său, a iubit. Și asta mă uimește în ultima vreme când aud fie necăsătoriți sau și mai grav căsătoriți, care spun, chiar și față de soția mea nu mai am sentimente, nu mai am iubire. Zice, am sentimente față de altcineva. Sau un băiat spune, nu mă pot opri, sau de la fete am întâlnit la unele conferințe întrebări, îmi place de un băiat și... Asta e dovada că sunt oameni senzuali care nu se pot controla. Tocmai m-am hotărât să scriu un articol cu titlul Dragostea poruncește sau îi se poate porunci? Îi se poate porunci, omul se poate controla, dar lumea de afară nu știe că n-are duhul. Și ei cred că sunt victima sentimentelor. Așa ca în filme. Să ne păzească bunul Dumnezeu. Și de cine e vinovat bunul Dumnezeu să se îndure, să fie așa măcar ca Iuda, din Genesa 38, care până la un moment dat nu s-a controlat, dar de la un moment dat s-a hotărât și a pus punct păcatelor sale. De ce a ajuns Solomon în această stare? Vă spuneam că mâncarea și băutura e legată de acestea. Citim din Eclesiastul capitolul 2. De la versetul 8. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea firilor o mulțime de femei. Versetul 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure toată truda mea și aceasta mi-a fost parte în toată osteneala mea. Așadar, dacă vreți să nu repetăm greșelile unor astfel de oameni, să ne controlăm trupul, să-l păstrăm în sfințenie și cinste. Vine odată la mine o fată după terminarea unei slujbe cu o fustă sărmana, o palmă mai sus de genunchi, tot încerca să o întindă, era sfială de mine. Frate, am căzut și zic, posibil tu și în seara asta să mai cazi dacă te vede vreun băiat. Dar nu mai vreau, dacă nu mai vrei, atunci îmbracă-te, dragă. Dar dacă nu știu să-și întrețină trupul, nu-i de mirare că își vor cădea victime acestui păcat. Solomon a crezut că poate să mănânce, să bea, să le aducă acolo cântăreți, cântărețe, femei din toate părțile și că se poate controla. Nimeni nu se poate controla dacă nu știe regulile controlului. Și un ultim exemplu negativ, că nu ne fac plăcere să le mai amintim, e unul de ordin general, femeia din pildele lui Solomon. Nu e numai una, așa cum știți, și el a avut cu sutele. Cursa în care au murit mulți bărbați. Proverbe, capitolul 2. Vă citesc de la versetul 16. Ca să te scape de nevastă altuia de străină care întrebuințează vorbe de minitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uite legământul Dumnezeului ei, ca să îi pogor la moarte, drumul îi duce la cei morți, niciunul care se duce la ea nu mai se întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Ce tragedie! În Proverbe 7, nu mai citesc detaliile, știți, o femeie iese în fața unui tânăr neîncercat, îl provoacă, îi ia banii, îl face o victimă. Că nu degeaba scrie tot aici în Proverbe, capitolul 23, versetul 27 și 28, căci curva este o groapă adâncă, străina o fântână strâmtă, ea pândește ca un hoț, și mărește între oameni numărul celor stricați. Astfel de femei au distrus mulți tineri și multe case. Unii s-au recuperat cu greu, alții niciodată. Am fost martor și dumneavoastră poate de asemenea la unele mesaje adresate unor tineri prin Duhul Sfânt, băieți sau fete, dacă te va mușca un șarpe. Era vorba de relații, de asociere sau dacă vei cădea într-o cursă, nu vei mai ieși niciodată. Și am urmărit în dreptul unora, așa s-a și întâmplat. Să trecem la trei exemple pozitive, oameni spirituali, oameni care s-au putut controla, Iosif, fiul lui Iacov. L-am numit tânărul care a rezistat și refuzat categoric provocările insistente ale unei femei.
știți episodul din Genesa 39, era frumos, locuia în casa lui Potifar și spune Scriptura acolo că n-a fost doar o ispită trecătoare. Citesc versetul 39 cu versetul 10. Măcar că ea îi vorbea în toate zilele, a rezistat, dar în momentul critic el a știut ce trebuie să facă, a fugit. Am auzit un caz în care o femeie ispitită s-a apropiat de patul unui musafir, era rudenia lor, acesta și-a dat seama ce se întâmplă, a refuzat-o și în dimineața aceea a plecat din casa în care locuia. N-a știut cum să îi spună soțului ei, erau rudenii, s-a motivat spunând, nu mai pot să rămân aici, n-a mai riscat să rămână nici o noapte. Un al doilea exemplu, oarecum ciudat, Urie Hetitul, 2 Samuel 11. L-am numit bărbatul înfrânat sexual care a dat o lecție aspră lui David. Cunoașteți contextul? David căzut victimă în urma privirii, vrea să-și ascundă păcatul, să-l trimite pe bărbat acasă la femeie și acesta are un principiu. Vi-l citesc, 2 Samuel 11, versetul 10 ne spune întrebarea lui David, oare nu vii tu din călătorie? Și l-a și provocat, cum vă spuneam, în alte aspecte ale trupului, dându-i să mănânce și să bea. Pentru ce nu te-ai bucurat acasă? Urie a spus lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, Domnul meu Ioab și slujitorul Domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea, viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Gândiți-vă ce săgeată a fost asta în inima lui David. Pentru că David când a păcătuit, Ioab și armata era tot în câmp. A fost foarte categoric. Cred că și Domnul l-a întărit ca să fie David prins, dar totuși omul ăsta avea principii. Nu cred că a fost un principiu enunțat, pur, întâmplător, ocazional. Asta e bine dat exemplu pentru cei care nu se pot controla nici la cina Domnului, pentru cei care n-au răbdare, poate nici când le nasc nevestele sau când știu eu sunt plecat sau alte și alte împrejurări. Omul acesta a fost plecat, nu știm de când, dar a știut vorba lui Solomon, că el de spus a spus bine, toate lucrurile și-au vremea lor. Și ultimul exemplu, Iov, capitolul 31 al cărții sale, versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Acolo e granița adevărată, la privire, exact cum i-a spus Domnul. Și pentru că a pus granița unde trebuie și a respectat-o, spunea el mai apoi, citesc din același capitol, de la versetul 9, dacă mi-a fost amăjită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, atunci nevasta mea să macine pentru altul să ne cinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, atenție, un foc care miște până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. Iov a fost foarte rațional și a spus, dacă eu mi-aș fi permis să umblu după femei, înăuntru meu ar fi fost un foc care m-ar fi mistuit și averea mea ar fi fost pierdută. Să încheiem, dragii mei, afirmând că spiritualitatea păstrează căsătoria și îmi place textul în Evrei 13 cu 4 care spune în toată cinstea și patul nespurcat. Și pentru toți cei căsătorii sau necăsătoriți, vă doresc cele scrise în 2 Corinteni 7 cu 1, unde se face referire în esență la chemarea noastră de a fi ai lui Dumnezeu
la separarea, diferența dintre noi și lumea viciată și zice așa, deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, atenție, să ne curățim. Deci apostolul admite și cum vă spuneam în Corint au fost probleme, sunt și în vremea noastră, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și apoi să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Spiritualitatea este procesul prin care se poate reforma și omul senzual. A spus Domnul Iisus că și curvele pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Poate cuvântul acesta a fost apăsător pentru unii care se simt vinovați. Vreau să închei cu un cuvânt al credinței, încurajându-i și pe ei să nu se lasă pradă în continuare viciilor. Și citim pentru asta în Efeseni capitolul 4, de la versetul 19. Hai de la 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Versetul 19. Cum trăiesc păgânii? Și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, nicio restricție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care e senzual și se strică după poftele înșelătoare, deci omul n-avea control peste pofte, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, deci să devenim spirituali, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Doamne ajută tuturor! Amin!